Miercuri a fost dezbătută moțiunea de cenzură intitulată Demiterea guvernului Dragnea Dăncilă, o urgență națională, semnată de parlamentarii PNL, USR și PMP. Registrul în care s-au manifestat deputații și senatorii pe tot parcursul ședinței a fost unul foarte larg, aleșii apelând de la glume și jigniri până la huiduiel și aplauze, pentru a-și exprima cât mai elocvent poziția față de o temă sau o persoană anume. În textul prezentat vreme de aproximativ 3 sferturi de oră, opoziția reproșează majorității PSD-ALDE lipsa de eficiență a cabinetului Dăncilă și neîndeplinirea programului de guvernare asumat, politica fiscală incoerentă și lipsa totală a investițiilor, creșterea datoriei publice și politizarea instituțiilor statului, schimbarea legislației penale cu dedicație și transformarea României într-un rai al infractorilor. Deși guvernul Dăncilă este și mai incompetent decât primele două guverne PSD-ALDE, Darius Vâlcov și Liviu Dragnea i-au ridicat o sanale premierului Viorica Dăncilă în primul bilanț de guvernare. Oricât de prost ar guverna, doamna Dăncilă pare că va rămâne la guvern atâta vreme cât își păstrează singura sa calitate, aceea de a nu fi conflictuală cu șeful său de partid. Primul invitat să ia cuvântul a fost premierul Viorica Dăncilă, care, într-un răspuns ce a durat 52 de minute, deși nu a avut parte de prezența în sală a președinților celor două camere, a susținut că toate criticile aduse prin moțiunea de cenzură sunt doar zvonuri sau dezinformări și a demontat rând pe rând aceste acuze. Premierul a mai precizat că înțelege acest demers democratic al opoziției doar ca pe un joc politic, deoarece nu oferă alternativă și a amintit în contrapondere de măsurile de austeritate adoptate de o parte a semnatarilor moțiunii de cenzură în perioada crizei economice din anii 2010. Felul în care astăzi, lipsită de argumente raționale, opoziția subminează întregul efort al guvernului, pe baza unor acuzații lipsite de logică și realism, mă face să cred că această moțiune nu reprezintă decât un joc politic. Mulțumesc! Îi rog pe români să aibă răbdare pentru acest circ prezentat în Parlamentul României. Conform programului anunțat, au urmat dezbaterile generale, fază în care fiecare grup parlamentar și-a exprimat poziția față de moțiunea de cenzură prezentată. Moțiunea de astăzi este despre demiterea regimului Dragnea, un regim care a declarat război României europene. Alegerea este simplă și dramatică în același timp. Aveți de ales între România și un grup de oameni politici influenți care folosesc politica de stat în favoarea propriului interes. Azi decidem din nou dacă o luăm înapoi spre timpurile întunecate din trecut sau înainte asumat spre o Românie modernă și europeană. Și vă spun asta aici acum, clar, răspicat și ferm, mai ales celor din PSD, ca să nu spuneți mâine, când se vor întâmpla lucruri groaznice, că nu a fost și responsabilitatea voastră. Începând de la 1 iulie, România intră în trio. Trio la nivelul Uniunii Europene înseamnă că premierul României, alături de cancelarul Austriei și de premierul Bulgariei, vor stabili principalele linii strategice pentru următoarele 18 luni în Uniunea Europeană. Întrebare: credeți că doamna Dăncilă va putea să stea alături de cancelarul austriac și să discute problema Brexit? Dar despre migrația la nivelul Uniunii Europene, credeți că va avea ceva idei? Dar despre proiectele strategice ale Uniunii Europene, credeți că va fi în măsură să spună ceva? Vreau să exprim aprecierea pentru oportunitatea pe care semnatarii moțiunii mi-au conferit-o, mi-au creat-o, de a susține astăzi de la microfonul Camerelor Reunite angajamentul grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat de a susține în continuare, fără echivoc și fără ezitare, guvernul Dăncilă. Din punctul nostru de vedere, o moțiune de cenzură, dincolo de critica la adresa guvernului, ar mai trebui să aibă și o componentă esențială, și anume cea care arată clar ce urmează.
care este programul de guvernare al acelor partide care doresc într-adevăr preluarea puterii executive? Cine este candidatul pentru funcția de prim-ministru? Și pe ce majoritate se bazează, cifric și politic? Cine sunt cei care vor conduce principalele ministere și care va fi direcția care va trebui urmată în politicile publice cele mai importante? Nu pot să faci o moțiune de cenzură fără a spune ce guvern ai, ce viziune ai și fără să cunoști cifre, pentru că credeți-mă, aritmetica este fundamentală și faptul că nu știți aritmetică vă sugerează și să depuneți moțiunea de cenzură, pentru că simpla aritmetică va arăta că aveți atât de multe voturi câți protestatari ați avut ieri în Piața Victoriei împreună cu dumneavoastră. La finalul unei ședințe prelungite peste programul obișnuit, în urma votului cu bile, așa cum era previzibil, moțiunea de cenzură nu a întrunit majoritatea cerută pentru adoptare. Guvernul Dăncilă rămâne liniștit la Palatul din Piața Victoriei.